În urmă cu 2 luni, la Râmnicu Sărat, o mașină a fost înghițită de o parcare surpată, iar nefericitul accident a dus la descoperirea întâmplătoare a unui sit arheologic. Autoritățile au luat măsuri de restricționare a traficului greu pentru protejarea zonei, care sunt menținute și astăzi. Odată cu devierea traficului dinspre Moldova spre București pe o rută ocolitoare, necesitatea construcției unei centuri ocolitoare a municipiului Râmnicu Sărat s-a adus din nou în discuție. Și domnul primar Holban a făcut demersurile cu mulți ani în urmă, tocmai pentru că era absolut necesar ca Râmnicu să fie ocolit printr-o astfel de centură ocolitoare. Nu sunt investiții care să se poată face peste noaptea, lucrul acesta îl știm. Reprezentanții primăriei au apelat la un expert care a realizat cercetări în zona în care s-a surpat asfaltul, iar nota tehnică fundamentată de specialist a stat la baza unui memoriu depus la CNADNR. Totodată, primarul municipiului a făcut numeroase demersuri la Ministerul Transportului în vederea finanțării centurii ocolitoare. Drumurile mele în această perioadă la minister mi-au confirmat odată în plus că aceste probleme se cunosc, ele sunt partea unui proiect major care va fi început în perioada următoare, însă orizontul de timp este destul de mare. Eu sper ca până atunci să existe totuși, și înțeleg că există un plan, un proiect de fezabilitate care sperăm că în perioada imediat următoare, însemnând, eu știu, maxim 2-3 ani, să poată fi pus în practică până când acel drum de viteză va fi realizat între Ploiești și Bacău. Practic, prin demersurile făcute, dorințele și așteptările autorităților din Râmnicu Sărat au fost puse în raport cu posibilitățile pe care Ministerul Transporturilor le are. Responsabilii de la București cunosc nevoia realizării unei centuri ocolitoare a municipiului, însă deocamdată nu au prevăzute fonduri pentru realizarea acestei investiții.